Bine ați venit la cea de-a cincea ediție a Galei de Blues Jazz de la Lugoj. Eveniment organizat de către Casa de Cultură a municipiului Lugoj, cu sprijinul financiar al primăriei municipiului Lugoj. În această seară, două concerte cu două trupe care au în componență muzicieni de certă valoare. Este vorba de formația Trans Jazz de la Arad și formația și trupa Florin Giugnea Group din București. Înainte de a-i prezenta pe cei din Arad, doresc să mulțumesc în primul rând lui Silviu Ieța pentru lumini și pentru sonorizare, pentru scule în primul rând, lui Cezar Costescu pentru că se află la pupitru la sonorizare și colegilor de la Casa de Cultură pentru că sunt alături și ne ajută. Afară, în foaier, se găsesc CD-uri ale lui Florin Giugnea. Este un CD-ul masterizat în Statele Unite, pe care vă recomand să-l cumpărați. Bun, haideți să vă prezint formația Trans Jazz din Arad, formație care, în mod normal, eu n-ar trebui să mai prezint cu hârtie în față, pentru că îi cunosc foarte bine pe membrii acestei formații. Trans Jazz, de fapt, provine din structura formației Mario and the Teachers, o formație care a fost de mai multe ori la Lugoj. Principalii componenți ai formației sunt Mario Florescu la percuție și Radu Otaru la pian. Lor li se alătură și Radu Panici la bas astăzi. Când dai pile, îți vin și luminile? Dar de ce? Stinge pe curile. Să mă bun. Proiectul acesta, Trans Jazz, de fapt, este proiectul gândit pentru Radu Rotaru, care este pianist, profesor de pian și pianist la Filarmonica din Arad. El s-a gândit la acest proiect, de aia se și numește Trans Jazz, deoarece mai multe genuri muzicale sunt transpuse în muzica jazz. Repet, sunt muzicieni cu o foarte mare experiență. Mario Florescu a făcut parte din celebrul grup de jazz, trupă de jazz Orient Express, era la percuție, a legendarului Harry Tapitian. Nici eu n-am auzit până acum decât la probe această nouă formulă. Sună foarte bine și mai mult cred că ar trebui să vă spună chiar ei. Audiție plăcută! Thank you.
Doriți să vă mulțumim dumneavoastră că sunteți alături de noi și de actul artistic care se întâmplă în acest minunat oraș. Și eu spun că e un oraș foarte frumos, cu oameni minunați, și aș dori un pic să vă spun despre acest proiect al nostru. A spus Tino Augustin Vercean, hai să spun destul în două cuvinte, și mulțumim lui Tinu că a avut încredere să ne cheme la acest proiect. Mulțumim, Tinu. Mulțumim Centrului Cultural, mulțumim Primăriei și tuturor care ne-a ajutat, dar în primul rând vă mulțumim dumneavoastră că sunteți prezenți. Am dorit să spunem că ne-am gândit de un anumit timp să facem un program mai special, special în sensul în care Radu, fiind și profesor de pian și, mă rog, pianist de clasic în general, am spus hai să profităm de această ocazie și să-l punem la treabă, cum am putea spune. Mulțumim, Radu!
Și primele două piese, să spun așa, relativ legate, au fost un, mă rog, de o uvertură, putem spune uvertură, de la Scarlatti am luat o temă și următoarea a fost o temă de Bach. Iar în continuare ne-am gândit de ce să nu fie și un român și mai ales maestru Enescu este printre noi tot timpul și Coșbiuc, mai este și domnul Caragiale, dar noi ne-am gândit în primul rând la Enescu pentru că asta ne doare și am spicuit, ca să spun așa, câteva teme din Marea Rapsodie de Enescu, pe care vă dăruim cu mare drag. Mulțumesc! Thank you.
Adică și Enescu poate să fie folosit, ca să zic așa, în jazz. Următoarea piesă este o piesă absolut, după părerea mea, formidabilă. Îl lăsăm pe Răducu singur. Este o Green Tea, se numește, o piesă de la Hiromi Uehara, marea jazzistă japoneză, de la română la japonez, trecem. Thank you.
Kilomiwe Haram. Acum am dorit să vă spun că pentru cei care nu știu, noi am cântat foarte mult ethno jazz, o perioadă lungă a vieții, pot să spun. Și am ales o piesă chiar foarte frumoasă, se numește Dans Sârbesc. E o temă de Živković, vine tot din repertoriul clasic, dar din alt domeniu. Dans Sârbesc, vă propunem. Thank you.
asta s-a făcut să începe să gească clar și ne-am gândit că în muzica asta clasică și greu de explicat până la urmă există și un Tchaikovsky care a compus chiar Spărgătorul de nuci și ca ultimă piesă în acest program vă dedicăm cu mare drag. Thank you.
mulțumim mult de tot. O să cântăm un mic bis.